Ok, în următorul clip ne ocupăm de plăcuțel de pe față. Față, spate, nu contează, avem la fel înlocuirea acestora. Pentru a înlocui, deci pe spate sunt ok, dar și în cazul în care a fost nevoie de cele de pe spate, se procedează fix la fel. Desfacem etrierul din suporți ca să putem să îl îndepărtăm și să scoatem plăcuțele. La fel și pe față și pe spate este aceeași procedură. Diferă doar prinderea. Ok, desfacem etrierul. Așa, avem aici prins cablul de la vitezometru. Haideți că tăiem plăcuțelul. Scoatem ușor etrierul. Așa. Și aici avem plăcuțele. Cum observați, plăcuța din interior este praf. Vom curăța și etrierul și schimbăm plăcuțele. Prima oară desfacem plăcuțele vechi. Desfacem această siguranță ca să putem să scoatem bolțul ce le ține. Să facem și cea de-a doua siguranță. Okay. Așa, scoatem bolțul. Și au ieșit plăcuțele. Așa arată plăcuțele. Uitați, aceasta era ajunsă la limită. Așa. Așa arată etrierul. Îl curățăm și revenim. Ok. Curățăm bine. Mare grijă când curățăm. Dacă dăm pe discul de frână, oricum este bine să curățăm și discul de frână, că putem atinge din greșeală și să devină uleios și atunci nu o să mai țină frâna cum trebuie. Deci oricum după ce o să punem plăcuțele și tot, o să curățăm și discul cu un spray de discuri de frână. Ok, curățăm toate componentele din etrier cu această ocazie, chiar dacă se vor face la loc pentru că este o motocicletă de teren, nu contează, este bine să le curățăm. Vă dați seama, una este să se pună peste ce este deja aici, alta este să înceapă de la zero. Deci curățăm tot ce este în etrier.
Un lucru foarte important este acest culisor. Pe acesta merge etrierul, da? Deci să-l verificați să culiseze ok, să nu fie blocate pistonașele sau ceva, să nu fie blocate aceste glisoare sau ceva. Eventual îl puteți scoate și de aici ca să-l curățați mai bine. Verificați acest burduf, la fel să nu fie, uitați, acesta îl punem la loc ca să nu intre mizerie aici și să se blocheze etrierul pe culisantă. Ok, acum cu ajutorul unui levier sau unei șurubențe mecanice împingem pistonașele înapoi. Acestea trebuie să culiseze foarte ușor. Da? Plăcuțele noi or să fie mult mai... Ok, am împins pistonașele. Acum, mare grijă când puneți plăcuțele noi. Am curățat cu VD, care este uleios, și dacă atingem plăcuțele noi, vă dați seama, or să fie uleioase și nu or să mai țină cum trebuie. Nu uitați să puneți toate elementele înapoi în etrier. Așa, pregătiți plăcuțele. Să încercați cât mai puțin posibil sau eventual vă curățați bine pe mâini înainte să umblați cu plăcuțele, să nu atingeți partea de frânare. Da, tot în regulă, punem plăcuțele. Așa, înlocuim siguranțele, punem siguranțe noi. Este nevoie să le lăsăm așa de lungi, le tăiem mai scurte.
Ok. Acum etrierul este gata de montat înapoi pe disc. Vom curăța și discul înainte să punem etrierul să atingă plăcuțele de disc. Asta vom face cu spray de curățat discul de frână. Ok, sprayăm ușor pe disc. Și pe o parte și pe cealaltă. Apoi putem să ștergem cu o lavetă curată sau cu rolă de hârtie. La fel și pe partea cealaltă. Ok, am curățat ușor discul, acum introducem etrierul. Ușor pe locaș. Apoi strângem șuruburile. După ce strângem șuruburile, înainte de a ieși la o cursă, este bine să facem câteva frânări, pentru că discul automat nu este nou și plăcuțele până se păsuiesc și prin forma discului n-o să aveți o frână așa de eficientă. Deci înainte de a ieși cu ea în pădure sau unde aveți nevoie, vă recomand să faceți câteva frânări ca să păsuiți plăcuțele și apoi puteți fi sigur că aveți o frână eficientă. Cam asta a fost legat de sistemul de frânare și înlocuirea plăcuțelor de frână. Vă mulțumim pentru vizionare. Nu uitați să dați like și abonare la canalul nostru. Nu uitați să activați și clopoțelul, să fiți la curent cu toate videoclipurile noastre când sunt postate. Dacă aveți întrebări, vă așteptăm acolo cu răspunsuri și dacă aveți sugestii. Vă mulțumim pentru vizionare, numai bine!